Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbesc despre o companie care săptămâna trecută, joi, a crescut enorm. O am și eu, nu pot să zic că a fost o companie neapărat descoperită de mine, o văzusem și eu, însă mi-a dat mai multă încredere un subscriber cu care am vorbit. Mi-a zis că uite, eu am foarte mare încredere, m-am mai ținut la curent și el cu știri, am mai găsit și eu alte știri. Și în sine am zis că băi, ok, hai că o să cumpăr și eu, am așteptat un preț anume și deja mi-a dat un profit destul de bun, eu cred că are o șansă destul de bună pe viitor. Și această companie este Microvision. Și de ce zic că are o șansă foarte bună? În primul rând, Microvision este o companie care se ocupă cu realitatea augmentată și LiDAR. În momentul de față, ceea ce este în mare nebunie în ceea ce privește Microvision este long range LiDAR-ul lor. Un LiDAR care cred că duce până la, are vizibilitate, să zic așa, până la 200 de metri, foarte mult. Dar eu cred că mai puternic o să fie realitatea augmentată. Și pentru asta o să vă pun pe ecran, o să ne uităm în același timp la două videouri ale lor și o să comentez un pic pe ele. Unul este video de pe YouTube, de pe pagina lor de YouTube, unde ne prezintă LiDAR-ul și o să începem să ne uităm de la secunda 30. Și după cum vedeți, este această mașină, mă rog, un Porsche care merge și ne prezintă cum funcționează tehnologia lor. Deci, practic, ei au o vizibilitate la 200 de metri în față și automat preiau, adică cam un liliac, ca să zic așa, un sonar care vede tot ceea ce este în față, inclusiv gropi și așa mai departe. Vedem că, cum zice și aici, 200 de metri este range-ul, au active scan locked ambient light rejection ca să-și dea seama, are un dynamic view, să-și dea seama exact ceea ce are în față. Cam aici se oprește acest video și celălalt video pe care, la care voiam să ne uităm este găsit pe canalul unui tip, nu știu cine este tipul, dar prezintă HoloLens. Dacă nu știți de ce este important să vorbim despre HoloLens, dacă nu știți, joi, când a crescut foarte mult Microvision, acțiunile la Microvision, s-a anunțat că Microsoft a câștigat un contract cu armata americană pentru HoloLens 2. Și ia gândiți-vă cine este unul dintre supplierii pentru HoloLens 2, cine le oferă parte din tehnologia pentru a face HoloLens 2? Microvision. Deci Microvision este o piesă destul de importantă din acest contract. Însă aveți în vedere că contractul nu este câștigat de Microvision, ci este câștigat de Microsoft. Așa că Microsoft va primi grosul din punct de vedere al banilor și o parte se va duce și la Microvision pentru că le oferă anumite componente din HoloLens. Video se numește HoloLens 2 Tutorial de la Paul Isker. O să pun linkul și în descriere către canalul lui pentru că nu vreau să zic că... Adică vreau să vă uitați chiar voi la acest video, să-l găsiți și să analizați cât mai bine. Vedem ce înseamnă realitatea augmentată. De asta zic eu că cred că realitatea augmentată pentru Microvision are un potențial mult mai mare. Este ceva foarte fain, se mișcă foarte fain, gândiți-vă să luați obiecte virtuale, să le mișcați, să le puneți pe perete, în cameră, ele să rămână acolo în sine, adică dacă luați un ecran, un meniu de la, nu știu, telefonul vostru și vi-l puneți pe perete, acolo să rămână dacă voi vă uitați în altă direcție și pe aia vă întoarceți cu ochii acolo, la acel perete. După cum vedem, ne arată cum funcționează în sine, cum arată o pasăre în realitate augmentată, cum se mișcă, adică tot universul acesta din realitatea augmentată este un univers, în adevăratul sens al cuvântului, nu e că imaginea se mișcă cu field of vision-ul tău, adică unde te uiți tu, acolo se duce și imaginea, nu, imaginea rămâne statică. Și aici foarte interesant, dacă nu știați, chiar și Apple, în iPhone 12, nu știu dacă și în iPhone 11, dar în iPhone 12 are un senzor de LiDAR pe care îl folosește pentru viitoarele sale proiecte de ochelari AR, adică Augmented Reality. Și o să fie ceva foarte tare, gândiți-vă că acei ochelari o să funcționeze exact cum funcționează HoloLens 2 tutorialul acesta, cum vedeți în acest tutorial, numai cu ecosistemul de la Apple. Și ei, în momentul de față, prin iPhone 12, cred că strâng date în ceea ce privește modul cum obiectele din realitatea augmentată se așează pe suprafețe. Adică, gândiți-vă, cum ați văzut, să luați ceva, un meniu sau un obiect
în realitate augmentată și să-l puneți pe o masă, tot așa, în realitate augmentată, dar să detecteze că acolo este o masă, să țină cont de obiectele din cameră, de surroundings. Asta este cel mai dificil lucru care trebuie realizat și optimizat, cel puțin din punctul meu de vedere. Dar uitați-vă cât de fain este totul, adică cât de accesibil și cât de interactiv ar fi totul din realitatea augmentată. Cum meniul vine pe mână și cum schimbi dintr-un meniu în altul, cum poți să răspunzi la telefon, poți să formezi numere și așa mai departe. Deci mi se pare foarte tare. De-aia cred că în realitate atul Microvision nu este neapărat LiDAR, pentru că pe LiDAR intervine discuția. Bine, nu știu dacă știți videoul acela cu Elon Musk și Chief of Artificial Intelligence de la Tesla, în care ei au vorbit, bine, Musk a fost mult mai clar când a spus că LiDAR nu e necesar pe o mașină. LiDAR vede o utilitate pentru alte lucruri, cum este pentru SpaceX. Ei și-au făcut propriul sistem LiDAR pentru rachetele SpaceX. De asemenea, LiDAR poate să fie folosit foarte, foarte bine, este foarte util pentru realitatea augmentată, pentru că trebuie să detecteze practic în spațiu obiectele și să determine atunci când tu poziționezi un obiect din realitate augmentată pe o masă. Deci LiDAR-ul, Musk îl vede util în alte domenii, nu în EV, nu în automotive cu EV sau cu mașini în general, ci acolo vede mult mai utile camerele cu un sistem radar, și LiDAR-ul vede important în alte domenii. Vedem și noi cum poate să îl folosească în cum poate să folosească LiDAR-ul în ceea ce privește realitatea augmentată. Acum partea cu Microvision. Deci acel contract, da, este important, însă nu cred eu că o să-i aducă revenue atât de mult. Ei nu au un revenue foarte mare. În privința asta, Microvision este foarte riscantă. Se tranzacționează, cred că, la 435 PE ratio. Bine, e o companie care în sine este growth, nu trebuie să ne luăm atât de mult după PE, dar cred că șansa cea mai mare pe care o are Microvision ca să, nu știu, să ne aducă un profit nou foarte mare, nu este să facă ea de sine stătător să crească, ci o văd în cazul în care ar fi cumpărată de o altă companie, cum se zvonea în 2019, dacă nu mă înșel, că s-ar putea să fie cumpărată de Microsoft sau de Apple. Mai ales gândiți-vă de ce aici cu Microsoft o văd plauzibilă. Dacă tot folosesc tehnologia în HoloLens, nu e mai ușor să cumperi o companie și să integrezi, practic, să nu mai plătești royalties sau să nu mai plătești lui Microvision bani de fiecare dată când folosești tehnologia pentru HoloLens și să cumperi toată compania, pentru că de bine de rău Microsoft stă foarte bine pe balance sheet, au cash destul, generează foarte mult cash în an, așa că n-ar fi o chestie, n-ar fi ceva atât de greu pentru Microsoft. Bine, aceste informații au rămas la nivel de zvonuri. Nu s-a mai aflat nimic dacă Microsoft s-ar putea să cumpere sau nu Microvision și nici de Apple. Ce privește Apple, chiar a fost un mare zvon. Probabil a fost tot în ideea în care Apple își dezvoltă acei ochelari de realitate augmentată. Bine, o să aibă pentru început un headset de realitate augmentată, dar am înțeles că prețul o să fie unul enorm de mare, $1,000, nu știu, $5,000, ceva de genul. Nu știu cine o să plătească banii aia pentru un headset de VR și realitate augmentată, dar o să vedem. Pentru ochelari, acolo e mai discutabil, adică e ca și cum ai avea și telefonul, și tableta, și ochelarii de vedere, toate într-unul. Ai putea să faci mult mai multe lucruri, probabil ai integra și niște și microfoane și căști. Ar fi foarte fain ce ar putea să facă cu niște ochelari smart cu realitate augmentată. Oricum, viitorul e ăsta, cred că este. Deja realitatea virtuală devine un pic obsolet, adică a fost primul pas care s-a făcut, dar următorul pas, pasul real, pasul cel mai important, este realitatea augmentată, și acolo avem nevoie de LiDAR și acolo Microvision are un potențial foarte mare, dar din nou eu cred că dacă vrem să vedem un spike de X2, X3, X4 sau mai mult în prețul acțiunii, nu știu dacă e atât de posibil, cel puțin pe termen scurt spre mediu, să facă ei singuri acest lucru, ci șansa ar veni dacă ar fi cumpărați de o altă companie, precum Microsoft, Apple sau o altă companie, nu neapărat acestea două.
Cam asta este părerea mea despre microvision, deci este un high risk, high reward, pentru că pe parte de situații financiare nu reflectă realitatea, nu reflectă prețul, deci prețul nu reflectă deloc situațiile financiare, dar potențialul este acolo. Acum, eu de exemplu am intrat cu 1500 de lei, ceva de genul, eu momentan urmăresc, am zis că nu intru cu o sumă foarte mare pentru că, din nou, high risk, high reward, deci poate să bubuie, să ajungă 30-40 de dolari, dar în același timp, pentru că situațiile financiare reflectă, mi este un pic frică să intru cu prea mulți bani și dacă crește de 2-3 ori și eu am o sumă mică, cum am zis, 1500 de lei, nu îmi pare rău, profitul e profit și mă mulțumesc cu asta. Dar în același timp nu risc foarte mulți bani. Cam asta este ideea, deci nu uitați, șanse sunt pentru microvision, uitați-vă dacă vedeți vreo informație mai palpabilă în ceea ce privește un posibil merger sau o posibilă cumpărare a microvision de către o altă companie mult mai mare, mult mai bine sedimentată, care să le folosească tehnologia. Și cam atât. În principiu, trebuie să urmărim această companie în continuare, să nu ne aruncăm cu sume mari. Eu mi-am deschis o poziție, sunt mulțumit cu mărimea ei. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!